Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră cu Stranded Deep. Ei bine, dragi prieteni, încă supraviețuim pe această insulă și să ne uităm la statistici. Ok, ne este cam sete, suntem puțin obosiți, dar în schimb suntem sănătoși și nu suntem înfometați, ceea ce este întotdeauna un lucru bun. Bun, acum mă gândeam să merg și să explorez puțin insula. Deci, ideal ar fi să scăpăm de chestiile din inventar. Ia să vedem. Putem să mai craftăm lucruri utile. Ia să vedem. Băi, nu știu să vă spun. Nu cred că există nimic unde am putea să depozităm obiectele pe care le avem deja. Deci, cel mai probabil o să încerc să las lucrurile astea efectiv pe jos. Și să începem. Ce avem noi pe aici? Chestiile astea, nu avem nevoie de ele. Cel puțin nu avem nevoie de ele deocamdată. Mai departe, gălețile. Le lăsăm aici pentru că la fel nu avem nevoie de ele. Altceva. Frunze de palmier. Păi, să mă ierte Dumnezeu, dar chiar n-am nevoie de frunzele astea acum. Și nu știu. Cam astea sunt lucrurile de care nu prea mai am nevoie în momentul de față. A, da. Și pietrele astea. Sper să nu dispară, în schimb. Chiar sper să nu dispară. Nu știu ce o să se întâmple cu ele, dar vom vedea. Și vreau să explorez insula, pentru că eu am ajuns pe insula asta, m-am ocupat de strâns câteva resurse, dar nu m-am uitat ce aș putea să găsesc pe această insulă. Și e păcat. Pentru că cine știe, poate găsesc ceva interesant. Și chiar sper să găsesc chestii interesante pe aici. Ce avem aici? Uitați. Un fruct. Bun, chiar bun fructul ăsta, o să-l păstrez pentru că cine știe când o să am nevoie de el. Și uitați. Alt fruct. Și ce am găsit noi aici? Niște pave. Interesant. Bă, avem și un cufăr aici. Băi, ești nebun? Ia să vedem noi. Am parte de puțin nimic în acest cufăr. Nu știu dacă vreți și voi puțin nimic, eu îl împart cu mare drag cu voi. Și acum hai să vedem. La epavele alea nu m-aș duce așa fără bărcuță, pentru că cine știe când o să apară vreun rechin sau ceva de genul ăsta. Și nici în partea asta nu m-aș duce. Deci hai să mă întorc. Și o să mă duc să-mi iau bărcuța mea. Dar înainte de treaba asta, ia să facem un mic popas. Și să mă ocup de nuca asta de cocos. De fapt, de nucile astea de cocos, sper să nu se ducă în apă. Nu se ducă în apă. Doamne ăștia. Ok. Bun. Ia să vedem. Ne este destul de sete. Avem acolo 3 liniuțe. Hai să vedem. Cum facem. 4 liniuțe acum. Ok. Hai că simt din ce în ce mai bine. Vom lua acum toate aceste nuci. Și nu mă refer la acele nuci, vorbesc despre aceste nuci de cocos. Și o să iau toporul în mână și o să-mi văd de treaba mea. Vreau acum să mă duc puțin acolo pe mal unde mi-am lăsat bărcuța de salvare. Să o iau și să merg ușor-ușor către acea epavă. Și nu știu, să vedem ce o să găsim acolo. Sper să nu se însereze în schimb. Chiar nu aș vrea să mă prindă întunericul. Și cine știe, poate găsesc ceva mișto acolo.
Poate am noroc. Nu se știe niciodată. Intrăm aici puțin la vâslă. Așa. Și noi să fim sănătoși. Și să vedem ce și cum. Parcă epavele erau în direcția aceea. Eu așa mă amintesc. Deci, acolo vom merge și noi. Și o să explorăm rapid acele epave. Probabil o să ne întoarcem în viitorul apropiat să verificăm dacă am luat tot. Dar așa, vreau neapărat să arunc măcar un ochi. Știu că se înserează, deci probabil nu mai am foarte mult timp la dispoziție. Dar măcar vreau să arunc un ochi și să văd, cine știe, poate găsești ceva util acolo. Oricum, în momentul în care ești prins aici pe o insulă și n-ai încotro să te duci, orice e util. Indiferent cât de micuț și neimportant e în aparență, cine știe, poate să-ți salveze acel lucru micuț și neimportant viața la un moment dat. Sau asta e teoria mea. Dar, lăsând teoria mea deoparte, haideți să vedem aici ce găsim noi. O să încerc să mă grăbesc, da? Am zis că mă grăbesc și asta o să fac. Bun. Pot să mă duc mai încoace? Da, să zicem că pot. Nu e niciun rechin? Aici ce avem? Consolă ceva. Și avem o canistră. Bun. Mai departe ar trebui să mai avem ceva. Chestia asta. Un compas. Adică o busolă. Asta înseamnă compas. Și ne urcăm înapoi în bărcuță. Și ia uitați-mă unde am ajuns în acest moment. Din păcate e super beznă. Deci nu-mi dau seama încotro mă duc și ce și cum. Dar hai să vedem. Scotch. Am găsit scotch. Și s-a lăsat întunericul. Deci, ideal ar fi să mă întorc la mal. Și o să revin cât de curând pentru a căuta din nou resurse aici. Da, categoric o să fac treaba asta. Mi se păruse că am văzut un rechin sau ceva de genul ăsta. Ok. Am ajuns la mal. Și hai să vedem... Chestiile pe care le-am lăsat noi încă sunt aici, după cum observați. Hai să aprindem focul. Cum aprindeam noi focul? Cu chestia asta. Și acum, hai să vedem care ne-o fi norocul. S-ar putea să dureze destul de mult până aprindem focul sau s-ar putea să nu dureze foarte mult. Depinde de noroc. Totuși, cred că nu o să dureze foarte mult. Nu? Perfect. Hai că i-am dat cu Doamne ajută. Și avem și ceva lumină în acest moment, ceva căldură și totul este ok. Ce mă neliniștește într-un fel este faptul că se înserează foarte devreme. Uitați cât este ceasul și deja s-a înserat. Dubios, nu? Pe de altă parte, noi suntem destul de bine, suntem sănătoși, ne este puțin foame, puțin mai mult sete și ne este destul de somn. Dar nu ne putem culca în acest moment, pentru că mai avem ceva treabă pe aici. Trebuie să strâng din nou aceste chestii. Frunzele de palmier. Ce le fac eu la frunzele astea de palmier? Habar n-am. Busola asta chiar funcționează, ceea ce e mișto. Și ce mai avem aici? Opa, avem aparent și ceva combustibil. Super tare. Sper să fie combustibil acolo. Perfect, da? Hai să vedem, putem să luăm chestiile astea de pe jos? Nu prea putem să le luăm. Ok, am înțeles. Să vedem.
Ce resurse avem nevoie pentru a construi un pat? Aha, avem nevoie de bețe și legături. Bine, boss. Hai să construim un pat. Pun chestiile astea aici. Așa, luăm toporul și o să tăiem aceste lemne. Perfect, da? Nu știu de ce iau lemnele astea de pe jos. Pot să le lași pur și simplu aici, pentru că oricum o să mă întorc aici să construiesc patul. Logica mea nu prea are logică în acest moment. Deci hai să fac treaba asta, să arunc bețele aici. Perfect, da? Mai am bețe? Nu mai am bețe. Bun. Hai să caut frunze din acelea fibroase pentru a face legături. Nu știu exact unde sunt acele frunze de care am nevoie pentru a crafta lashing, dar sper să le găsesc relativ curând. Pentru o secundă mi s-a părut că am văzut o lumină. Poate doar mi s-a părut, cine știe. Și ia să iau eu chestia asta. Cine știe că n-am nevoie de ea. Bun. Unde e iarba aia pe care o foloseam eu pentru legături? Un porcușor mistreț și cam atâta. Ceva nu e în regulă pe aici. Nu găsesc de ce am nevoie. Și nu-mi convine. Ce beznă? Aha. Hai că ne apropiem de zona potrivită. Ia uitați. Perfect, da? Aveam un cuțit sau nu aveam un cuțit? Cred că un cuțit ar fi fost mai eficient, dar cum n-am niciun cuțit, mă mulțumesc cu toporul pentru a tăia aceste frunze. Așa, să vedem. Nu știu exact câte trebuie să strâng. Am nevoie de câteva legături. La câteva legături sănătoase. Ai, uitați, planta asta. Perfect, cred că am suficiente acum. Garantat ar trebui să am suficiente. Dacă n-am, o să mă întorc și o să mai iau și altele, deși, sincer să vă spun, cred că o să am suficiente resurse. Și nu-mi place să mă joc Stranded Deep noaptea, pentru că nu știu dacă voi o să vedeți foarte bine ce fac. Habar nu am. Bun. Avem resursele necesare, zic eu. Și haideți să vedem. Aș putea să fac chiar distilator de apă. Păi n-aș face patul, aș face mai degrabă un distilator de apă. Cred că ar fi mult mai util. Ia să vedem. Avem câte legături? 4 legături, deci ne mai trebuie puține resurse. Să fug să mai fac rost de resurse pentru a mai crea o legătură și o să fac acel distilator de apă. Asta o să fie chiar șmecher. Știu exact câte resurse am nevoie, deci într-un fel merg la singur. Așa. Perfect. Hai să mă întorc acum. Și vom face un distilator de apă. Nu știu cum funcționează acel distilator de apă, dar măcar să-l craftez și după aia o să învăț eu să-l și folosesc.
Dacă tot am resursele astea, de ce să le irosesc, nu? Eu așa mă gândesc. Bun. Hai să ne uităm aici, în jos, și să vedem. Ok, da. Am craftat treaba asta și cum o să o pun. Înțeleg, ok. Trebuie să iau chestiile astea. Și să vedem acum. Bun. Altă treabă. Acum ce trebuie să fac? Cred că este să iau gălețile. Și să pun o găleată aici. Ceva de genul. Băi, sper să funcționeze nebunia asta. Dacă nu funcționează, o să văd eu ce altceva pot să fac. Dar cred că o să funcționeze și o să avem apă potabilă. Doamne ajută! Și acestea fiind spuse, dragi prieteni, noi ne vom opri aici cu acest episod. Sper că v-a plăcut, sper că vi s-a părut interesant și noi ne vom revedea cât de curând cu un nou episod. O zic mai bună, vă doresc! Bye, bye!